Acum, după această experiență fantastică, avem parte de o apariție de zile mari. Nu prea apare el așa des la televizor, dar e un om care a făcut istorie în muzica românească și întotdeauna a fost acolo în top. Nimeni altul decât Puia! Salut! Salut, salut! Ce faci, frățior? Bine! Ce mai merge, cum mai merge prin cartier? Băi, să știi că... Nici cartierul nu mai e ce era. Da, mulțumită primăriei, s-a făcut frumos și ne-a cam lăsat și omerii. Adică? Adică au pus gazon, s-au învelopat blocurile, l-au vopsit, deci, nu mai avem ce, nu mai ce să cântă. După blocurile... Nu știu, de, mă rog, nu mai de... sunt ghetourile alea de altă dată. Da, fiecare cu blocurile lui. Da, 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 da. Să nu intrăm pe alt teritoriu. Exact. Haide, te rog să iei un loc alături de noi, dar îmi place ce scrie aici la tine pe piept unde e inima. Da, uite. Familia pe primul loc. Da, asta este un brand făcut de niște prieteni de mei din Baia Mare. M-am decis să promovez brand-uri românești care sunt la început. Ei au făcut chestia asta. Da, mie îmi place, am văzut mesajul că scrie... Family first. Da, exact. Și adevărul că nu-mi vine să cred, dar Puia e un tătic tată senzațional. Da, trei fete... Puiul familist, n-ai văzut cu... E și la magazin ăla cu patru picioare și... Puiul familist? Da, da. Deci tu ești puiul familist? Da. Din Puia, băiatul care avea tupeu de borfaș s-a transformat în puiul familist. Da, da. Trei fete? Trei fete, da. Trei fete pentru că Dumnezeu nu doarme și când umbli cu fetele altora, acum trebuie să umbli și cu ale tale, știi? Da, e așa, Melissa, 7 ani. Da, Melissa, 9 ani. Iuliana, 7 ani. Și Natalia? Natalia are 2. 2 ani. Cu suspendare. Deci, oameni buni, Puia, trei fete și am înțeles că mai vreți? Un băiat? Asta e o discuție care nu o să o discut la televizor, îți dai seama. Păi nu trebuie să vorbim despre proces, doar despre dorință. Nu, și dorința, zicea, nu știu, vorbim acasă. Vorbim acasă. Oameni buni, acum vreo săptămână, dacă nu mă înșel, ne-am întâlnit și în Herăstrău. Eu eram cu Andra, cu David, cu Eva, Puia era cu fetele lui. Da, exact, am făcut o întâlnire fără să vrem. O întâlnire fără să vrem și mă uitam la tine și ziceam, uite-l, mă, Puia, ce băiat serios a devenit. Băiat de casă, pentru că ești un super familist. Păi, da, nici n-am de ales. Nu, dar ești super familist și am înțeles că v-ați și mutat undeva acum. Da, unde să nu... Sau renovați casa de la țară? Nu, casa de la țară este un proiect, se numește Casa Pui Mici. E o casă pe care eu am cumpărat-o la țară, pentru că noi nu avem rude de la țară, sau, mă rog, bunici. Sunt destul de bătrâni. Și am zis, bă, am luat... 2500, știi că 2500 de metri pătrați, da, cu o casă de lut care o să o transform într-o curte în care să poți să mergi vara, stai cu familia, să are unde, vie. Unde e, lângă București aproape? Da, e lângă București. Și mai m-a inspirat o chestie, spun sincer, un afiș electoral. L-am văzut pe acolo pe casă de mult. Scria să ne luăm țara înapoi. Știi că toți politicienii au fraza asta. România, să ne luăm țara înapoi, să facem, să mergem. Păi, ne vindem țara. Și m-am gândit, de ce să nu-mi iau eu fizic înapoi? Că era casa de vânzare, de ce să nu-mi iau? Și ai luat o casă și de lucru? Și am luat, uite, asta e 2500 de metri pătrați de România. Și mi-am cumpărat România. Și chiar și vă sfătuiesc, fraților, dacă ați făcut ceva bănuți, aveți ceva pe dreapta sau sunteți pe afară, bă, dacă vreți să vă las țara înapoi, luați-o fizic. Duceți-vă și cumpărați-vă o bucățică. Și acum o renovezi, nu? Da, acum o să o renovezi pentru că, na, e de mult timp nelocuită, dar... ușurel, așa... Dar am înțeles că o să ne inviți la vară, la un pește, la un cu ceva, siguranță. Pentru că ai un lac lângă tine acolo. Da, da, nu îmi pescuiesc, dar abonesc că cineva o să pescuiască. Nici noi, dar putem să, da, să încercăm. Da. Da, facem un grătar, sigur. Facem un grătar, da. Bun, deci oameni buni, Puia, v-am zis, nu apare el așa foarte des la televizor. Știi care e faza aia? Dacă n-ai ce să zici, mai bine taci. Acum ai ce să zici, că mie mi se pare că ai ce să zici. Acum am ce să zic pentru că n-am și am lansat albumul. La finalul anului. Aventurile domnului Pui. Deci a zis cineva asta cu Pui? Păi na, vine de, din Pui, cartier. Puia... Tata îi spune Puiu, noi frații am fost, așa ne spuneau Puia, că nu știau numele la fiecare. Și a zis, băieților, Puia. Și asta a fost porecla. Și atunci așa... Deci, practic, numele Puia vine de la o poreclă. Da, da. Băieții lui Puiu. Băieții lui Puiu, cum îi cheamă? Aia e lui Puia, uite, da, Puia. Da, da. Și
eu râd acum, știu, în calendarul chinezesc, cred că anul ăsta o să fie anul puiului. Am casa pui mici, albumul se numește Aventurile domnului pui, mașina cu care merg e puia mobil. Așa că avem multe de făcut. Iar în puiul mobil există și tot felul de filmări pe care le faci și tu cu fetițele tale. Da. Vreau să le arătăm puțin celor de acasă imaginile acestea și revenim imediat. Ia priviți. Ca să ai succes, trebuie să răspunzi la următoarea întrebare. Da? Ce mi-ar face mie plăcere să fac pentru tot restul vieții mele, fără să mă plictisesc? Să fac gimnastică. Da, asta merge și cu dansul la bară, așa că e posibil să existe și un succes în gimnastică. Să fii profesoară. Mâine pe mine va fi profesor, dar filmez foarte mișto. Tu ai filmat? Da, telefonul am filmat. Da, l-ai pus foarte bine, adică foarte. Da, încerc și eu să țin pasul cu asta. Deci crede-mă că mi-e foarte peste mână. Eu venind de pe vremea casetelor cu bandă, alea de le învârteai cu creionul. Măi, deci acum trebuie să fiu și cameraman, trebuie să și vorbesc, să și fac o grămadă de alte chestii pe care înainte nu le făceam. Și încerc și eu să mă obișnuiesc, îmi dau seama că așa țin legătura cu fanii și o să intru eu mai bătrânești așa, dar sigur și în faza serios? Asta. Da, da. Bun, deci la finalul anului s-a lansat albumul. Albumul, da, și acum... Dar lumea poate să găsească melodiile și piesele? Da, le găsești pe magazine digitale. Noi o să tot punem anul ăsta clipuri pe net din album. Mai avem o piesă care este încă în lucru, încă nu spun despre ce e vorba. E o surpriză, un bonus track, încă lucrăm la el. Am înțeles. Iar tot acest album, lumea poate să intre pe magazinele digitale și caută... Păi caută Aventurile domnului Pui. Aventurile domnului Pui, da? Da, exact. Cu care a fost prima piesă pe care ai lansat-o acolo? Pe Val se numește. Tu ești omul care îți faci versurile melodiilor tale, nu? Da, da. De foarte multă lume mă întreabă chestia asta. Chiar și avem și un sketch pe album cu Rodica Popescu Bitenescu, pe care o salut, care mă întreabă, zice, auzi, da, tu îți faci singur versurile? Și zic, da. Zice, nu-mi pare. Că da, mi se întâmplă foarte des. Să le spunem celor de acasă că mama ta este profesoară, a fost profesoară, nu? Este în continuare? Este în continuare. Deci profesoară. Mama lui Puia, doamna profesoară. Da, doamna profesoară, Elena Gărdescu, are o școală de limba engleză, Elfi School. Deci mama ta predă engleză? Are o școală particulară. Adică gata, are școala dumneavoastră? Da, da, și eu sus am studio. Să dai seama ce? Da, adică fetele tale sunt la școala mamei tale? Da, da. Și are aproape, cred că sunt vreo 500 de copii acolo. 500? Da, da, da. E pricepută în medicină, da, 500 de copii. Eu știam întotdeauna că mama ta e o super profesoară și întotdeauna mă întrebam când scoteai tu piesele aproape care se puteau difuza. Începe să aibă mai mult succes ca mine și deja mă deranjează un pic. Mama ta are cont de TikTok? Sau de Instagram? Nu, no, nu. No. Dar vezi că mâine pe mine face niște filmări de astea mai bine ca tine. Și a făcut de Facebook. Acum am văzut că îmi dă comenturi. să mai postez. Da, știi ce vreau să te întreb? Mama ta, profesoară, da? Da. Când scoteai tu piesele care nu se puteau pune la televizor, păi, sau la radio ceva, și erau pe YouTube, îi ziceau colegii în cancelarie? Păi eu cred că nici acum nu a ascultat tot repertoriul și chiar te sfătuiesc să nu. Și ai o înțelegere tacită, știi? Nu... Adică... Ascultăm doar alea care trebuie și la revedere. Păi și dacă dă pe YouTube că și-a făcut Facebook acum și vine puia nu, când... Nu, că știe la ce se aștepte. Când e mai slobod la gură. Știe la ce se aștepte și atunci dă doar pe alea care știe că trebuie să dă. Dar ți-a zis vreodată ceva? Îți dai seama că foarte mult timp nu a considerat că asta o meserie și am avut multe discuții pe tema asta și nici eu n-am considerat chestia asta o meserie și foarte mult timp. Am avut foarte multe probleme interioare, ca să zic așa, pentru că sincer nu-mi imagineam eu că o să-mi dea cineva bani pe niște versuri care le făceam eu acolo. Nu știu să cânt la o clapă, n-am cunoștințe muzicale, nu cânt cu vocea. Ai talent, ai hard. Exact, și datorită oamenilor care ne iubesc și ne susțin, crede-mă că sunt foarte mulți care ne susțin, vin cu casa din 97 la spectacol, datorită lor, am ajuns până aici. Foarte mult timp n-a crezut că asta e o meserie, chiar mi-a zis de curând, a zis, măi, chiar n-am crezut că o să faci o meserie din asta.
Și zic, mamă, deci nici acum nu crede. Deci, nici acum nu crește doamna profesor. Da, nici acum nu e sigur. Bun, deci oamenii trebuie să știe că proiectul Puia continuă, dar continuă și proiectul la familie. Momentan am luat o pauză. Deci la familia o pauză? O pauză, da, pentru că eu am lansat un album solo, Sișu a lăsat și el un album solo, Visul lui Tudor. Și trebuie să le promovăm, nu poți să iei un album și să-l arunci acolo și să nu faci nimic cu el. Așa că probabil eu o să plec într-un turneu, el o să plece în altul și cine peste știe... Peste un an, doi, cine știe ce album scoateți împreună. Da, ceva, oricum la câte piese are la familia, nu știu dacă mai trebuie neapărat musa aia, nu sta încă un album. Eu mă bucur că ai trecut astăzi pe la noi. Și eu mă bucur de invitație. Cum să te caute lumea pe Instagram? Stai așa un pic. Puia scandalosa. Nu, asta este pe Facebook. Și ia, căuta acum, ajută-te. Dar nu, că n-am telefonul. Puia Dragoș. Scrieți Puia acolo și o să apar eu. Căutați-l pentru că omul ăsta e în industria muzicală de 20 de ani. Păi în 97 a fost primul album, Băieți de cartier. Deci și în 96 a fost de fapt prima piesă pe care am făcut-o. Asta până când moartea ne va despărți, care era piesa de pe albumul celor de la B.U.G. Mafia. Țin minte și acum, pentru că m-am dus în studio să registrez și tata m-a chemat acasă când era târziu. Și am venit a doua zi. Așa că... Da, în hip-hop nu mai e așa cum era odată, cu rivalități, cu tot. Hai să zic ceva, că m-am gândit eu și cu hip-hop-ul ăsta. Vă să știi că hip-hopării ăștia de acum au o problemă extraordinar de mare, le e foarte greu. Și de ce? Pentru că mi-am dat seama că tu deja te să ai vreo 100-200 de mii de euro în buzunar. Ca să-ți iei lanțul și tricouri. Ca să ai despre ce să cânti. Pentru că, vezi tu, noi mai făceam și noi pe vremea aia, știi, fac bani într-o seară, că fac alții într-o lună. Sau aruncam cu banii în tupeu de borfaș. Dar erau banii mei de la spectacol. Adică, deja trecuse. Și voi despre alte probleme. Și aveam după aia și alte subiecte. Ori aici ai... Eu nu știu, ăștia care-s mai amărâți așa, rapperi și vor să cânte, cred că fac credit la bancă sau ceva ca să poată să aibă album, primul album. Să arunce cu banii. Da, exact. Oameni buni, e Puia, un băiat senzațional. Să știi că te așteptăm să vii să ne cânti. Nu, promit că o să vin să cânt, mai ales că sunt și în promovare. Avem, vrem să venim ca lumea, domne, să nu ne stropești cu microfonul.